Maria, vom plăti taxe mai multe și mai mari pentru a circula cu mașina. Noul plan pentru redresarea economiei prevede taxarea vehiculelor mai vechi de 15 ani. Mai mult, vom plăti o taxă ecologică pentru toate mașinile. Ce alte impuneri ascunde planul pentru redresare și reziliență, ne spune chiar acum colega mea, Gina Vacariu. Gina, bună dimineața! Bun găsit! Din oră în oră vă arătăm ce se ascunde în acest plan și practic ce a sacrificat guvernul român pentru a lua aceste 30 de miliarde de euro bani europeni. Vă explic chiar în acest moment, vorbim de partea de transporturi. Autoritățile ne spun că vom construi 434 de kilometri de autostradă până în 2026. Au cam intrat la apă autostrăzile. Inițial vorbeau de 655 de kilometri până în 2026 și pentru partea asta de transport ar trebui să fie alocate 7,6 miliarde de euro. Însă e un vis frumos să credem că vom construi până în 2026 434 de kilometri de autostradă. Noi în medie construim cam 50 pe an, 50 de kilometri pe an, asta ar însemna să construim de 10 ori mai mult. Categoric nu se va întâmpla așa, mai ales ca nuanță, anul acesta nu am dat în folosință nici măcar un kilometru nou de autostradă și iată, suntem la mijlocul anului. Autostrăzile care vor primi bani, A8-ul și A7, sperăm să înceapă lucrările pe aceste două autostrăzi extrem de așteptate de români. Ei bine, noi am căutat foarte mult în acest proiect și ce nu ne spun guvernanții, pentru că ei se laudă cu cifrele, dar în text apar și anumite taxe, mai exact 3 taxe noi vom avea odată cu acest plan național de redresare și reziliență. Transportatorii vor plăti o taxă pe distanță în loc de tonaj, adică acea clasică rovinietă va fi înlocuită cu o taxă pe suta de kilometri, cum se întâmplă în afară. Ei bine, înmatricularea vehiculelor, autovehiculelor mai vechi de 15 ani va fi și ataxată. Nu știm exact ce înseamnă asta, nu este explicat în acest plan, dar este posibil să fie o taxă pentru noi toți, pentru milioane de șoferi. Și mai apare aici o nouă taxare ecologică pentru toate autovehiculele, o taxă nouă, din nou. Nu știm despre ce este vorba, autoritățile nu au vorbit despre asta și nu știm ce formă are. Așadar, o nouă taxă pentru transportatori este prima și încă două taxe auto pentru noi, pentru toată lumea. Discutăm despre asta cu Augustin Hagiu, președintele Federației Operatorilor Români de Transport. Domnule Hagiu, vedem, frumos, am creionat, am pus pe hârtie sute de kilometri de autostradă, miliarde bune, suntem bogați pe hârtie, iată că apar și 3 taxe, cel puțin pe partea asta de transport și vom arăta la Antena 3 că sunt și multe altele. Ziceau guvernanții că nu vor introduce taxe. Cum facem? Cu noi nu s-a discutat absolut nimic, stimată doamnă. Noi am avut o singură invitație atunci când trebuia să fie lansat planul de reziliență. Fix la ora aceea eram fix la mea în studio. Am spus atunci că nu știm ce se ascunde în spatele acestui plan, că surprizele pot fi neplăcute. Unii văd doar banii. Din punct de vedere al cetățenilor și al utilizatorilor, persoane juridice, firmelor de transport, noi vedem doar costuri operaționale crescute în condițiile în care viteza, așa cum spuneam și altă dată, medie de circulație în România, nivelul de siguranță, de securitate pe care îl oferă infrastructura din România, nivelul acesta este cu mult sub media europeană. Cu alte cuvinte, vom plăti mai mult pentru ceva mai prost, pentru o ofertă mai proastă. Și asta se va răsfrânge și asupra tot ceea ce cumpărăm noi și ceea ce este transportat cu tir. Păi să vă spun așa, că dacă plec de la modelul din Austria sau din Germania pe sistemul GoBox, adică taxă pe kilometru parcurs, înmulțiți cu 10 ceea ce plătim în momentul de față. Dacă un transportator român plătește în momentul de față aproximativ 1200 de euro pe an pentru utilizarea acestei nenorocite de infrastructuri din România, fără autostradă care să lege vestul de est, va plăti ori 10. Așa, la un calcul sumar. Asta înseamnă că va crește costul operațional per kilometru în condițiile unei la fel de proaste viteze comerciale, cum o numim noi. Cu alte cuvinte, mașinile vor fi la fel de mult afectate de proasta infrastructură pe parte tehnică. Cheltuielile la fel de mari vor fi și pentru persoanele fizice și pentru transportatori cu întreținerea vehiculelor, dar ei vor plăti mai mult pentru mediu,
pentru faptul că mașina este mai veche de 15 ani și pentru faptul că sunt transportator și trebuie să plătească o astfel de vinietă. Cât de mult se reflectă, domnule Hagiu, transportul în tot ce cumpărăm? Că vorbim de alimente, că vorbim de electrocasnice, pentru că tot ce veți plăti dumneavoastră mai mult se va reflecta la raft când mergem să punem alimente în coș, când mergem să ne cumpărăm un televizor și așa mai departe. Da, se va reflecta la raft, dar nu pentru că transportatorii vor transfera. Poate data asta vor transfera, că nu vor avea altă soluție. E greu să transferi ca transportator din costul operațional în cotația serviciului prestat, adică în tarifele de transport, astfel de creșteri, pentru că nu-ți permit intermediarii, nu-ți permit șmecherii, nu-ți permit cei care dau comenzi, cei care dețin monopolul comenzilor, cei care intermediază tot pe lanțul de import între transportatorul român și cel care pune marfa la raft. Este o întreagă încrengătură. Da? O întreagă încrengătură care nu are legătură atunci când crește prețul cu transportatorul, cu creșterea cotației per kilometru de către transportator, ci doar cu apetitul lor pentru profitul care evident că este din România. Mulțumesc pentru intervenție, domnule Hagiu. Iată, Nadina, apar și aceste noi taxe despre care nu vorbește nimeni, ni se arată doar miliardele de euro, cam așa.